Știi ce e asta? O mizerie. Așa cum spune multă lume că ești ceea ce mănânci și dacă mănânci mizerii, în urma urmei ajungi să fie o mizerie sau că nu-ți respecti corpul, în egală măsură cred că este valabil și pentru minte. Mi s-a demonstrat de-a lungul timpului că e valabil și pentru minte. În momentul în care îți hrănești mintea cu mizerii, și aici putem să punem de la reality show-uri de 2 lei, la manele, la conversații idiote, bârfe și așa mai departe, la fel îți otrăvești mintea. Exact cum îți otrăvești corpul cu prostiile astea, care pe moment ne plac și sunt plăcute și sunt tare bune și au un gust bun, deși astea chiar au început să descadă calitatea. Dacă au avut vreodată așa ceva. Exact așa e și cu mintea. Când îți hrănești mintea cu mizerii, ajungi pe moment să te simți bine, te relaxează. Știți cum e chestia aia? Televiziune pentru odihni creierul sau nu știu, sunt o felul de fraze din astea, așa, lucruri care nu trebuie să fie prea deștepte ca să nu gândești, să-ți dea timp de răgaz, să-ți odihnești mintea. Nu... Pe moment să simți bine, sunt ok, pe moment te fac să te simți bine, îți dau chiar un serotonină și te fac să... Dar în timp scad nivelul tău ca om. Și m-am uitat asta făcând o comparație între mine și oameni care eram la fel, la același nivel, să spunem, din punct de vedere intelectual. Și eu m-am forțat să țin ștacheta sus, pentru că eu mi-am dorit foarte tare să evoluez, de cel puțin din punct de vedere intelectual, pe când ei au... Și-au hrănit mintea cu lucruri de-astea mizerabile, în speță, reality show-uri, filme proaste, glume proaste, discuții ieftine și banale și așa mai departe. Și am văzut că în timp s-au degradat. Și în timp n-a mai fost nevoie să muncească, să țină ștacheta sus. Dar de ce? Ce rost are? La ce-mi trebuie mie? Dar de ce să citesc? Dar nu mai bine mă uit eu la o emisiune de 2 lei și uite așa, scade nivelul și scăzând nivelul intelectual, după aceea se degradează tot în jurul tău și făcând o conexiune cumva, cred că de aici pleacă și o mare parte din degradarea societății în care ne aflăm, pentru că am tot scăzut nivelul intelectual. S-a tot degradat nivelul intelectual, s-a tot dus, s-a diminuat, s-a împuținat, ca să spunem așa, ce era el puțin, s-a împuținat și mai tare și la un moment dat simți că nu mai e nevoie, adică de ce să mă... Dacă toată lumea din jurul meu face chestia asta, dacă toată lumea se uită la reality show-uri, dacă principalul subiect de discuție este insula iubirii, dar de ce m-aș chinui eu să citesc o carte, dar de ce m-aș chinui eu să fac chestia asta? Și ne degradăm și nu ne dăm seama că pierdem teren. Și o să zice, bine, dar la ce ne folosesc atâtea cărți, că toți suntem o societate de ratați. Probabil așa este, dar eu tot tind să cred că educația, în orice formă, este mai bună decât lipsa ei. În orice formă. Și tind să cred că oamenii cu educație, la un moment dat, vor reuși să facă alegeri mai bune în viață decât cei care se complac în anumite situații. Educația mie, personal, mi se pare că ajută mai mult, deși nu se vede, deși în primii ani nu se vede, deși la prima vedere, da, ai făcut și tu o facultate și ai un job de 2 lei, dar pe termen lung, ala lung, având în vedere relațiile pe care le poți stabili, cunoștințele pe care le ai și așa mai departe, mi se pare că poți ridica nivelul și a la lung, așa, pe parcursul vieții tale, va face diferența mai mult decât lipsa educației. Prin urmare, da. Be aware cu ce vă hrăniți creierul, ca să zic așa. Și în egală măsură și corpul. Acum eu mi-am luat o pauză de snack-uri că n-am mâncare în frigider, că toată bucătăria mea este dărâmată, dar da, o folosesc pe post de scuză. Da. Dar da, spuneți-mi și voi ce părere aveți de subiectul ăsta și de ideea asta, pentru că eu am stat și m-am gândit foarte mult timp, că și eu mi-am pus întrebarea asta de-a lungul anilor, da, la ce? La ce bun atâtea cărți citite, la ce bun facultate, la ce bun atâtea lucruri știute, la ce bun când oricum majoritatea au tendință să râdă de tine că ești prea deștept sau că te dai prea deștept față de restul lumii. Și după aia mi-am dat seama că, băi, stai un pic, că nu e așa. Oamenii râd pentru că nu înțeleg. Dar doar pentru că nu înțeleg ei nu înseamnă că nu folosește. So, let me know.
Spuneți-mi părerea voastră și ne vedem în următorul clip.